Salutare fraților, aici fratele Raul cu încă un episod de Hearthstone, iar discutăm despre nerf, după cum ați văzut și voi dacă sunteți pe grupul de Discord al nostru și ați văzut mai mult ca sigur și voi pe alte grupuri de Hearthstone, o grămadă de cărți, 5 cărți mai exact o să primească nerf. Innervate, Fiery Warrex, Hex, Murloc Warleader și Spreading Plague. Hai să vorbim un pic despre cum o să afecteze chestia asta meta-ul și mai ales pachetele în care sunt incluse cărțile astea. Să începem cu Innervate. Vă cunoșteți și voi Innervate, pe cartea basic pentru druid. Inițial a fost Gain 2 Crystals, acum o să fie 1 Crystal. Este încă un coin. O să afecteze cartea asta în mare parte token agro druidul și în special nu o să-i mai permite să facă shenanigans, șmecherii, șmenozeli. În tura întâi să joace un Flappy Bird sau în tura a treia să joace un Biter Tide Hydra. Despre Fiery Warrex nu putem spune decât ca și în cazul Innervate-ului, o să pună pachetul de Pirate Warrior și în special alte pachete de Warrior care foloseau Fiery Warrex o să fie destul de slow. Pirate Warrior o să fie puțin mai slow și puțin destul de slow și o să fie totuși ceva, dar nu o să fie vechiul Pirate Warrior de care știți. Hexul, nerful pe Hex de la 3 mana la 4 mana, consider că cel puțin pentru meta-ul ăsta nu era necesar. Puteau să-i dea nerf înainte de următorul expansion, Classic Blizzard să dea nerf cărților în mijlocul expansiunii. La Murloc Warleader, pentru cei care jucau Paladin, chiar astăzi vreau să fac deck-guy pentru Paladin, pentru Murloc Paladin, dar după ce am văzut chestia asta am zis că nu mai merge. Pritima este un Savage Roar, da, de acum murlocii nu o să mai fie o chestie. Ce pot să zic doar atât, că murlocii de acum încolo o să fie susceptibili la AOE și consider că nerf-ul pe Spreading Plague de la 5 mana la 6 mana consider că este destul de meritat. Știți și voi că druidul avea o problemă cu pachetele agro și cu pachetele swarm care scoteau pe masă o grămadă de minioni. Consider că 6 mana pe Spreading Plague merită și oricum Innervate-ul și Spreading Plague-ul nu afectează foarte mult J-druidul. De acum încolo o să avem mai mult priest, mai mult mage, druidul o să rămână totuși că a primit nerf la cărțile care trebuiau. O să mai avem și niște evolve shaman. Intrați pe Hearthstone, o să las un link în descriere să vă mai interesați și de alte chestii. Ce pot să zic? Blizzard-ul a început din ce în ce să facă mai multe prostii. Pe mine pur și simplu jocul ăsta nu mă mai atrage la nivel de rang. O să rămân la Gwent, o să pun mai mult accent pe Gwent. Vă recomand și vouă să vă axați pe altceva, cel puțin până la următorul expansion. Cam atât, fraților. Noi ne auzim în seara asta pe live. Ciao!